Aia în precedent film a fost prostit, dar nu regretoria. Hai să mai băm drojdie. Mă duc să iau niște apă sfințită, găgită. Așa. Și mâncăm ca să le facem poftă la ăia care mănâncă doar margarină cu pâine. Nu știu, am rămas obsedat. Deci dădea pe internet. Dar și aia, pula mea, asistenția social, pula mea, s-a uitat pe internet. Bă, ce pula mea băgați? Că ziceam cu aportul ăla ea băgați. Mâncăm doar margarina cu pâine. Bă, eu chiar am mâncat margarina cu pâine. Și eram fericit. Vreau să-i văd când zice mănânc dângănoaie. Eu uite, mănânc dângănoaie două luni. De vreo două luni. Dacă începeți și voi să mâncați dângănoaie, să fumați chiștoace după jos. Că știu că fumați toți. Vă faceți că nu fumați, dar fumați. Atunci, pula mea, facem asistența socială originală. Deci eu am dus-o totul la extrem. Păi dacă și voi, pula mea, sunteți îngeri și demoni, eu sunt dracu pe pământ. Hales dângănoaie. Dar nu dă poftă. Că dacă am ce mânca, nu mănânc dângănoaie. Uite, acum am ce mânca, că mi-a adus maica precista de mâncare. Dar mi-a adus de mâncare făcută de bucătărie. Și trebuie să o mănânc în seara asta. Și după aia mănânc niște fructe. Și iar săptămână o să mănânc dângănoaie. Că dacă vin la voi la trepte, că le estuar mă primește, nu, că urlă unul. Vă dau un gât. Deci avem niște de-astea de handicapat. Sunt handicapat. Deci, la trepte îmi dă câteva firimituri. Dă o fructă mică și niște bănănele de-alea mici. Sau niște sarfutis de alea mici, cu toate că e o masă aia mare. Când am văzut masa aia mare, eu am plecat. De ce? M-a invitat? Nu. Eu apărusem ca prostul acolo. Când am văzut masa mare, toți erau acolo, deci erau invitați. Deci dacă eu nu știam de masa aia, nu eram invitat. Și am plecat. Nu trebuia ei să mă dea afară de acolo. Odată ce mi-a zis, Dane, hai că facem o masă, vină și tu. Bagă în gârgălot că s-a făcut o masă, facem bodybuilding, un stretching, un training, un fletching, un floching. Un footing. Putea să-mi zică pe orice cuvânt. Eu am apărut când am văzut. A zis, mamă, e nuntă. A zis, wow. Sunt cavalerul mai bine să răspunde de e masă dreptunghiulară. Deci e prea drept ca să fiu eu prea drept. Eu sunt strâmb. Stăteam așa strâmb. Și-am zis, hai că plecă. Că. Am zis de cam că. Poate otrăvite. Am zis, mi-a băgat medicamente în mâncare. Omule, ce căcare. Deci nu îmi trebuia nimic invitație specială să plec. Și băga. Și după aceea se va uita, vai, sunt gras.
Nu poți să te impost de Sfântul Ortodox, Sfântul Petru. Am auzit-o și pe asta. Bă, sunt popule, m-am născut de Sfântul Petru. Dar eu să știi că am ținut Sfântul Ortodox, margarină cu pâine. Chiar am mâncat pâine uscată de Sfântul Ortodox, că n-aveam ce mânca. Că sora mea era în organizația voastră. De Sfinți, Biserica Ortodoxă Română. Că ăștia sunt în legătură cu Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română e o mafie. Pline de bani. Care cere doar bani. Nu de bani. Eu zic, păi intră. Hai, uitați-vă. Intrați în Biserica Ortodoxă. E cutia mirei? Da. Ajutorarea pentru săraci. Bine. Știi care săraci? Nu știu. Pelerinaje la nu știu ce pula mea, Sfânta Țară. Vezi euro acolo, diferite cifre? Da, trebuie să dai bani. Ajutorarea pentru nu știu ce. Crezi că dacă te-ai adresa, să mă adresez eu, băi, eu pot realiza ceva. Tu crezi că poate să mă ajute cu ceva? Cu ce? Să te ierte Dumnezeu. Așa, că ești mare pulărău, ai păcătuit, așa, pula mi s-a belit și mi-a luat mașină mare și merg așa, din accelerare și din frânare. Biserica Ortodoxă e mai tare ca mafia. Mafia pare să respectă între ei, să ajută. Hai mă că eu îi știu pe toți băieții pe astea. Eu observ, mă fac că sunt prost. Îi știu și pe SS, și pe KGB, și pe pulile mele. Ăia cât de cât au niște principii. Nu, ăștia n-au niciun principiu. E Dumnezeu. Deodată, ăia pare m-au niște reguli. Care trebuie să le respecte. Ăștia nu are niciun respect. Deodată, gata, dacă se întâmplă ceva, Dumnezeu, așa e vrerea lui Dumnezeu, mi se scoală mie pula, futu-vă în gură, credeți în pula mea în Biserica Ortodoxă. Plus că e toxică pentru țara noastră. Gata, a devenit toxică. A fost bună în antichitate, acum e toxică. De ce? Hai să ne uităm la industria tehnologică, industrială, din secolul 19 și 20. Da, a fost făcută cu chinuieli. Au fost întreprinderi care dețineau monopolul. Alea care țineau monopolul rupeau tot. Și atunci statul a intervenit, oamenii înțeleg, și a divizat asta. Băi, interzice monopolul, trebuie totul oarecum împărțit. Monopolul e interzis. Că totul trebuie împărțit, că suntem mai mulți oameni, nu e doar un mono, căcat, cum zicea preotul ăla, călugărul ăla. Mono înseamnă unul. Înseamnă monah. Păi cum pula mea? Eu mă rog pentru lume și eu sunt mono. Păi ce, eu sunt Dumnezeu mono? Sunt om, o homo. Dacă ei sunt mono homo, păi sunt mono homo lobo. Nomo chomo. Chomo care stai pula. Ăla era un călugăr ciorghitor care lua bani. Menea lumea și de bani. Că era călugăr. Cred că pot să mă fac și eu călugăr fals. Eu nu pot, că sunt nebun, nu pot. Sunt deja persoana publică. Îmi bag niște dalea. Deci eu le zic la băieții de cartier. Băi, faceți-vă niște trențe pe la negre.
luați-vă un carton de la original, sunt călugări, Mănăstirea Sarfutis, sau băgați acolo, Mănăstirea Inviolata. Sau nu, găsiți voi pe harta, pe GPS acolo, o mănăstire, oarecare. Vrem să facem picturi. Dați-mi bani. Mamă, dar nu-ți faci bani de drojdie originală. Tu știi cum merge? Toți proștii pun botul. Și eu, pula mea, băiat de băiat, că știu că sunt băiat de băiat, ale, când îmi zice de Dumnezeu, m-a leșinat. Dar acum mai m-a leșinat. Mă excită. Îmi vin atent. Ia zi, hai. Hai. Las-o să măcăne. Și măcăne. Fumezi? Zic eu, aole, că ești călugăr, parcă erai cu religii. Ce ești tu? De la televizor, care ești cu terapii de-alea? Sau parcă ești din lumea lumească cu a fuma sau a nu fuma sau cu droguri? Parcă nu ești călugăr. Eu la care l-am întâlnit nu era călugăr, era călugăr fals. Nici nu știa de la ce mănăstire. De-aia poliști din când îi prinde păști. Dar nici ăștia nu știe, pula mea, o fi călugăr, nu o fi călugăr, dar nu când îi prinde. Cred că pe ăla l-a prins. Eu cred că ăla dă întrebări și se răzbună pe mine. Fumezi? Fumez, păi eu vreau. Când mă întreba, vrei la mănăstire mică sau mare? Nici măcar nu știa la ce mănăstire. Păi la ce mănăstire sunteți? Nu știa la ce mănăstire. Eu cred că era la mănăstire de boscheți. De ghetto. Păi așa pot să zic și eu. Eu chiar pot în fața poliției să zic, sunt călugăr la mănăstirea neortodoxă. Mă îmbrac în negru total, neortodoxă. Și nu poate să-mi facă nimic. Dacă îmi fac actele la tribunal, că e libertinaj, fac pariu. Acum mă uit pe legile. Dar zic eu. Îmi fac actele de aia. Dar nu fac eu, pula mea, dar pot să zic. Biserica neortodoxă, călugără, alea, îmi bag hainele negre, mă duc cu plancarda și alea. Te iartă Dumnezeu că ai sub pula! Îmi pare rău, așa e mesajul meu. Stai să mai bag puțin ca să prind curaj. Ca să pot să le zic la fete așa cu... de angrenaj. Că altfel nu. Dacă să le zici cu voce bună, hai că le zic cu voce bună. Că altfel nu merge. Zic așa, zice că sunt pot. Zice aia. Sfinte părinte. Oh. Dacă să zici sfânt părinte, de ce am putut să pomă asta în mod sfânt? Cred că i-am dat câtă mâie la tine. De ce sunt eu așa răutăcios? Și m-am prins că e călugăr fals. Sunt mulți de ăștia, sunt prinși.
Handicapați adevărat și handicapați falși. Tot timpul, ca și intelectual bun, și intelectual falși. Că e tentația să ajungi la anumit nivel de cerere și transcendere. De ce m-am prins? Am văzut că Lucăr care vorbea la telefon mobil. Deci, tot călugăr, biserică ortodoxă, vorbea la telefon mobil. Dar ăsta zicea că n-ai voie de internet, de televizor, de aia. Era de ce vorbea la telefon mobil? Nu l-a atacat microunda la creier? Nu și s-a întâmplat ceva cu la mea la ureche internă? Poate își pierde echilibru. Nu mai știa care e alfa și e omega. Vorba cu ea, bă, cât ca și cavaletul. Ăla, a, 1 milion de cașcaval. Păi, gata. Băgăm vin ars. I-ai ars, i-am ars. E papagal? Nu e papagal, e credincios. E bine, trebuie să te ajut pe tine și pe mine. Gâtul meu mă doare, vreau licoare. Tu vă-n gură să vă fut, dar e că-i bodii de-i dracu. Și sunt și nespălați, mă? Și eu am fost nespălat, bă, face gagicile. Da, bă, da, eu sunt chiar bolnav. Bă, el e bolnav, nu am nici pe dracu, că poate să stea ore întregi în picioare. Eu nu pot. Eu trebuie să mă mișc. Atunci, în mișcare, încă îți provoci niște excitații de la corp. Dar ăștia stă, da, tu știi cum stă cu talent? Mamă, are mai talent. Eu mă cred actor. Nu, e mai actor ca mine. Stă cu o Biblie de aia, dar nu știu cum pula mea face cu Biblia, că e plină de jec. Eu cred că singur eu umple de jec. Mamă, e citită și e citită. Ia hai să deschidem Biblia, hai să vedem lecții de Biblie. Călugării prea luminați, așa, așa ceva, fac ce fac și eu. Ia să vedea lecții băiatul. Că trebuie să-i spargem. Dacă vrem religia adevărată și credința adevărată, o vom găsi. Să vedem dacă putem. Uite, am luat drojdie la bord. N-am mai călmat un pic. Scriu și o poezie. Bag o grafică. Hai ca. Și avem Biblia. Uite, asta e Biblia. E păcat de ea, îmi pare rău. Dar nu e nicio problemă. Am lăsat-o pe jos, s-a mai murdărit, dar nu e nicio problemă, am niciodată murdare curată. Eu sunt de vină, n-am murdărit-o, ceva, e materie. Acheu. Ce simt de la Biblie? Noi. Nu, noi suntem la chei, la chei nu. La cheia aceea. Suntem de a proști. Bă, proștii știm că orice Biblie, oricât de mare sau mică,
în genere. Când a fost făcută. Oricum ea nu e completă. Nu că e cenzurat. E făcută ca să nu nebunească lumea. Dacă ar fi scrisă toată Biblia, ar fi mult mai mare. Înțelepciunea nu e pentru oricine, că nu poate să o suportă. Eu aici de nebun, că eu sunt nebun. Vă spun. V-am spus niște chestii, dar nu mi le-am suportat. Dar totuși mai trebuie pregătit. Nu pentru ce va veni, nu va veni asta, dar trebuie pregătită din când în când. Ăsta e un impuls de oameni. Cât de cât să știi că nu erau chiar atât de tari în cultură, dar au învățat. Au citit. Și au studiat. Au gândit, știau multe știri pe care noi nu le știm, nu le-au zis doar. Doar că l-au lăsat prin versete, e aproape o poezie, dar nu e poezie. E mai simplă și totuși e ridicată. Și Biblia se relevă doar pentru oamenii sfinți sau îndăruiți. Eu nu să spun. Sunt îndăruit. Și ia să vezi cum găsim noi un răspuns. Ce înseamnă un călugăr? Oh, îmi gata și plăcut. Am băgat la film. Ia să vezi călugărul pulii mele că vrea. Eu ziceam că mă fac călugăr, poate glumeam, poate nu mă glumeam cu tine, să știi că mă făceam călugăr dacă tu mă apropiești de călugăr. Dar n-ai vrut că tu aveai altceva. Aveai de făcut cașcaval, să bei drojdie. Uite, iau mintea, să le fac așa. Pac! Nu mă uit. Unde de toată? Hap! Opozabil. Suntem opus, opus Dei. Suntem. De vreme ce oamenii mișei au biruit împotriva părinților noștri, asta este 3 din capitolul 15 și vreau să o așez din nou precum era mai înainte, am adunat o știre multă, am făcut corobii de război și am hotărât să pedepsesc pe cei ce au prădat țara noastră și pe cei ce au pustit cetățile din hotarele stăpânirii mele. De pula mea. Uită-vă în gură de farisei, pișamași pe voi, damnești lobozul și că să-mi pupați găuri.